30 de personalități au fost decorate cu Ordinul Republicii cu prilejul celei de-a 30 aniversări de la proclamarea independenței. Decretul a fost semnat de președintele Maia Sandu. În lista laureaților se regăsesc oameni de cultură, economiști, activiști civici, primari, profesori, cadre medicale și sportivi. Ordinul Republicii a fost conferit și unor personalități care s-au stins din viață. Este vorba despre Paul Brand, care a fost primul rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, jurnalistul Tudor Iașenko, fostul primar al comunei Corjova, Valeriu Mițu, fostul premier Valeriu Muravski, precum și Veaceslav Iacob Țurcan, care a fondat Amnesty International Moldova. În liste mai figurează soprana Valentina Naforniță și cântărețul de operă Ion Paulenko. Distracția a fost decernată și fondatorului formației Trigon, Anatol Ștefăneț, și fondatorului ansamblului Tălâncuța Andrei Tamazlacaru. De asemenea, cu Ordinul Republicii s-au ales Andrei și Petru Chiperi, antrenorii campioanei mondiale la lupte Irina Rângaci și a vicecampioanei Iulia Leorda. Pentru contribuția lor au fost decorați și scriitoarea Tatiana Țâbuleac și poetul Vasile Romanciuc. Totodată, printre laureați este și directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca, Nicolae Bulat, și cercetătoarea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Varvara Buzila.